Marți dimineață, la ora 9, oamenii s-au adunat în fața primăriei Sarata ca să participe la ședința Consiliului Local. Aveau de depus mai multe revendicări la rubrica diverse. Cea mai importantă dintre acestea era solicitarea de a li se stabili amplasamentul pentru fiecare parcelă deținută pe islazul comunal. Pe noi ne afectează ca cetățeni din punct de vedere al legalității, întrucât noi suntem cei care, prin hotărâri judecătorești, avem posibilitatea de a intra în posesia unor terenuri care nici până la această oră nu s-au dat. Sunt situații în care mulți cetățeni sunt dirijați către instanțele judecătorești în loc ca acele probleme de fond funciar să le rezolve aici la primărie personalul din aparatul primăriei comunei Sărata. Pe fostul islaz comunal sunt 220 de parcele și 200 de proprietari. Edilul comunei afirmă că cetățenii au fost puși în posesie, dar că trebuie să-și rezolve singur această problemă. Sunt proprietari, deci trebuie să aducă un specialist în cadastru care să le delimiteze parcelele. Nu poate intra în posesia terenului pentru că pe rolul instanțelor de judecată sunt niște procese și faptul că acel teren nu este liber de sarcină nu poate să-l pună în posesie. El zice că e liber de sarcină. Deci acel teren este liber de sarcină. Sunt cărți funciare și... Îmi permite, domnul primar? Da, cum am documente de la OCPI pe care eu am să vi le arăt, din care rezultă foarte clar că în Tarlaua 11, parcela 240, din totalul de 22.000 și ceva, vă spun concret, deci 22.343, există intabulată numai o suprafață de 3.600 pentru Haidău și o suprafață de 2.129 pentru mine. Mie OCPI-ul mi-a recunoscut dreptul de proprietate și faptul că a existat acel teren, practic mi-a eliberat o carte funciară pe care am să vă arăt. Oamenii au obținut o hotărâre definitivă prin care instanța cere autorităților să stabilească amplasamentul loturilor retrocedate. Protestatarii acuză că există interese economice și politice ca problema să nu fie soluționată. Mai grav, ca să iasă cu basma curată, primăria ar fi băgat zăzanie între cei care au teren pe fostul izlaz și crescătorii de animale. Primăria n-are teren proprietate în izlaz de hobby. Cum a fost pus acolo? Domnul Inache, la pompii de apă. Domnul Inache, nu știu, nu cunosc situația, nu este a mea. Eu nu pentru asta am venit. Domnule Enache, da, așa este. Vi s-a promis că dacă domnul primar nu ne dă dreptul nostru de proprietate, i-ați promis că alegeți primar din nou? Permanent vine cu această idee. Deci este unis politic, un... Nu-i politic, cum să nu fie dacă permanent... Proprietatea nu are is politic. Proprietarii arată că o parte din fostul izlaz a fost trecută în intravilan și că valoarea terenului a crescut foarte mult pentru că aici se pot construi vile. Cetățenii reproșează primarului lipsa de obiectivitate și de transparență, dar au și alte nemulțumiri legate de concesionările care nu ar fi, susțin ei, în interesul comunității. Alte nemulțumiri, s-a concesionat pășunea comunală într-o suprafață de 48 de hectare, 35, de către Consiliul Local, Asociația Agroturistică Sărata, din care fac parte consilier local. Crescători de animale. Crescători de animale. În Tarlaua 11, 240, sunt eliberate titluri de proprietate pentru 29 de hectare, în realitate sunt 3 hectare. Deci, care e neregula? Neregula este pentru că avem pe titluri proprietate în aceeași tarla, noi care nu putem să revendicăm acest drept. Greșeala s-a făcut înainte ca Sărata să se desprindă din comuna Nicolae Bălcescu și să devină unitatea administrativ-teritorială de sine stătătoare. Comisia Locală de Fond Funciar Nicolae Bălcescu a greșit atunci, iar acum cea din Sărata nu vrea să îndrepte lucrurile. Autoritățile arată că există pe rol un proces și că nu pot interveni până când instanța nu se va pronunța. Li s-a emis titlul de proprietate, iar proprietatea a fost în devălmășie. Ulterior, dânșii au acționat în instanță și zice că dacă este pe titlul de proprietate, să fie și nominalizați și concretizați în teren. Adică ori, Tarlaua X pentru cetățeanul... Pentru cetățeanul. Ei sunt puși în posesie, efectiv, dar nu sunt identificați în tarla și parcelă. De ce? Este o problemă veche, pentru că atunci când s-au emis titlurile de proprietate în 94, trebuia făcut un singur titlu de proprietate cu toți. Cu toți proprietarii care erau acolo, pentru că proprietatea este în vălmășie, nu este identificată că domnul Elisei are între SMA și un alt cetățean.
Edilul afirmă că nici proprietarii actuali, nici părinților nu pot să identifice amplasamentul parcelei pe care o dețin. Oamenii și-au consumat o mare parte din energie înainte ca ședința să înceapă. Cetățenii nu s-au certat doar cu primarul, ci și unii cu alții, amintindu-și că unii nici nu au avut teren sau că alții și-au aprobat singuri pășune în calitate de consilieri. Terenul meu, am 2129 de metri pătrat, cine să mi-l dea? Dumneata? Dar nu unde vrei, dar unii primari matale? Nu unde vreau eu. Toată lumea vrea unii primari matale. Unde este hotărât? Vrei, este în Valmășii, toată lumea, unii primari matale vrea toți. Nu este în Valmășii. Nu? Cum? Vreau să întreb pe tine. Așa. Vă pot pune la discuție. În Bagnă. Unul a avut tata, îngrădit o a avut cineva? Ia. Dacă ai dreptul nici nu le. Ce? Uite ăsta. Ce eu? Tu ai făcut. Ce am făcut, da? Cum a dobândit sora dumneitale terenul? Cum a dobândit? Nu am eu treabă. Da, noi, dar cum n-a venit? Ei, e pe terenul în Vălmășii, sora. Eu am fost crescător la animale. Păi nu mai, dar nu aici pe suhoată, l-a închis sora. Du-te și-o ia de gât. Păi nu, noi am ridicat de flote, pentru că e... Cetățenii au cerut ca problema parcelării slazului să se discute la rubrica diverse a Consiliului Local Sarata. Marți a obținut și prima victorie. În timpul ședinței a fost anulat contractul de concesionare a pășunii către o asociație agroturistică. Apoi, la final, după ce s-au mai certat o jumătate de oră, primarul a promis că le va răspunde punctual la toate revendicările în 30 de zile. Vom vedea dacă se va ține de promisiune.